Bună dimineața, dragilor! Este 6:30 și noi ne pregătim pentru un zbor cu balonul cu aer cald. Abia așteptăm. Balonul este în spatele meu. Deja ni s-au făcut instrucțiunile. O să dureze aproximativ o oră, timp în care vom zbura deasupra Parcului Național Masai Mara și vom vedea animalele de sus și poate, cine știe, printr-un noroc, ne vom apropia de ele și le vom vedea. Așa că rămâneți cu noi, stați să vedeți ce reușim să vedem din balon. Pa, pa! Hi Romania! Welcome to Kenya! We're trying to get up here and get some currents to take us to the right. We think there's some migration of zebras and wildebeest over to the right here. So that's what we're trying to do, get the winds to take us there. Cătălin, să știi că de aici, din balonul cu aer cald, te pupăm, te salutăm și avem și un mesaj pentru tine. Jambo Maruza, our TV host here. Welcome to Kenya and thank you very much for coming to a balloon ride in Masai Mara. Okay? Jambo Maruza! Jambo Maruza! După o oră de zbor cu balonul deasupra Parcului Național Masai Mara, colegii noștri Cristina și George au avut ocazia unică să admire doi gheparzi de la o distanță de numai 2 metri. Imediat după ce s-au bucurat de prezența felinelor, au ajuns la micul dejun într-un loc special amenajat în mijlocul savanei, acolo unde au avut parte de un spectacol tradițional. Apoi și-au continuat aventura în safari, de data aceasta pe malul râului Mara, acolo unde crocodilii își așteaptă prada odată cu marea migrație. Râul pe care animalele care vin din Tanzania îl traversează să ajungă în Masai Mara, dar vă spune mai multe prietenul meu, Anthony. This is the famous Mara River. At last we are here in the most famous river here in the Mara. And this is a spectacular place, an iconic place, because during the migration of the wildebeest between the Mara and the Serengeti ecosystems, okay, they will crisscross this reef at different points. Mai avem ore bune de petrecut aici în savana din Masai Mara. Cu siguranță vom mai vedea animale, deși am văzut suficiente până acum. Așadar, mulțumim Eturia pentru această experiență de neuitat. De la colegii noștri din redacție, pentru mine și pentru George, mai avem câteva zile și urmează să ajungem și noi acasă. Hai acasă, hai cu mine, așteaptă ca noastră dragă. Yay! Iarba verde și potești de drum. Munți și văi! Munți și văi! Perfect! De un grup de zebre și antilope gnu care sunt în plin proces de tranziție, care au venit din Tanzania aici în Masai Mara. Sunt foarte multe. George, te rog să le arăți telespectatorilor. Sunt foarte multe zebre și în stânga mea și în dreapta mea. Și sunt frumoase, foc, îmi plac și mă bucur că am întâlnit așa un grup mare de zebre, că am tot văzut până acum, dar grupulețe mai mici. Nu plecați! Hei, de unde veniți? Unde veniți? Din Tanzania, da? Bravo! A fost greu drumul? Nu, v-a plăcut. De ce ați venit aici, dragele mele? Când vă întoarceți înapoi în Tanzania? Prin octombrie, așa? Bine. Da, cam atât stau ele de obicei. Acum depinde de câtă mâncare găsesc, pentru mâncare vin. Fetelor, vă mulțumesc că ați stat de vorbă cu mine. O să apăreți la Măruță, la Pro TV. Ziua, bineînțeles, că se termină exact așa cum trebuie. Uite, în locul ăsta. Asta este ultima cazare din Masai Mara și este ceva divin, este ceva minunat. Priveliștea, George, arată și priveliștea, te rog frumos. Da, suntem în continuare în savană. Aici este
deschis. E totul deschis. Suntem exact în mijlocul savanei. Îmi place tare, tare mult blocul ăsta în care noi suntem cazați. Terasa asta care are priveliștea pe care ați văzut-o și înțeleg că dimineață voi avea parte de un răsărit minunat. Bine, asta în cazul în care nu, în cazul în care nu va fi norat. Iar camera este ceva, ceva special, ceva frumos. Recunosc că a devenit preferata mea. Haideți să vedeți. Te rog, George, să mă lași în pace, mă duc pe terasă să mă relaxez. Pa!